Bucuria copilăriei a fost sărbătorită astăzi și la Muzeul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, unde centrul eparhial a pregătit un moment cultural inedit. Copiii au avut parte de momente muzicale și s-au întâlnit cu actori care le-au spus povești. Actrița Doina Dejica a deschis programul dedicat copiilor care au ales să-și petreacă ziua la Muzeul Mitropolitan din Cluj-Napoca. Mai multe momente muzicale au fost susținute de copiii de la grădinița Sfântul Stelian, de la școala primară a Seminarului Teologic Ortodox și de la liceul Eugen Pora. Ideea de bază este să faci tot ce poți pentru ei, să crească frumos și sănătos. Și niciodată nu-i prea mult ce facem. La mulți ani, dragi copii! La mulți ani, dragi părinți, la mulți ani, dragi bunici și totuși nu uitați câteodată o mică doză de copilărie, așa, undeva într-un colțișor a sufletului, nu strică niciodată. Să ne bucurăm de tot ce avem și mai ales de zâmbetul acestor copii. Copiii prezenți au primit la final daruri și binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Cred că niciodată nu facem suficient pentru copiii noștri. Încercăm cât putem. Așa se face că acum, în prejurul datei de 1 iunie, am încercat să ne apropiem cât putem de copii. Pentru că Mântuitorul ne spune limpede, în predica de pe munte, cel ce va face și va învăța mare se va chema în împărăția cerurilor. Nici nu realizăm cât de tare se precipită timpul. Și realizăm un lucru că nici nu avem, poate, mijloacele adecvate ca să ținem pasul cu vremurile care curg, ca să putem intra așa cum se cuvine la inima copiilor. Dar cred că o regulă rămâne. Atât cât putem face să facem, să-i ocrotească Dumnezeu pe toți copilașii din lume. Această seară o putem intitula și Seara Micilor Prieteni ai Muzeului Mitropoliei Clujului, întrucât pe acești copii care au călcat pragul muzeului nostru, dorim să-i familiarizăm cu frumosul, cu arta, cu iconografia și mai ales cu tezaurul nostru pe care îl păstrăm aici și pe care ei, la rândul lor, vor trebui să-l iubească și să-l păstreze și să-l transmită generațiilor viitoare. Așa încât dorim ca cei care vizitează Clujul, cel puțin, să vadă acest spațiu de cultură și de artă, această comoară din inima orașului care se află în demisolul Catedralei Mitropolitane. Muzeul Mitropolitan inaugurează odată cu Ziua Copilului un proiect inedit numit Joile Culturale ale Muzeului.